Hei, salut, sunt Grafti și bine v-am regăsit la încă un episod din City Skylines. Off-camera am făcut puține schimbări pe aici și am upgradat niște străzi, cum ar fi această stradă. Am transformat-o într-un bulevard. Era inițial doar o stradă normală cu un singur sens, adică cu două sensuri de mers, doar că vreau să mă refer că avea o singură bandă și la fel ca în acest caz se deplasau tramvaiele totodată pe stradă. Era cam destul de aglomerat și am zis să upgradez strada și să o transform practic într-un bulevard începând de aici, da? Partea asta la altă, da, văd că e ok. Nu este chiar așa mare aglomerație. Da, în schimb, aici deja situația devenea cam urâțică, pot să zic, și în partea opusă la fel, în continuarea străzii, era destul de mult trafic, destul de multe mașini. Aici la fel, văd că am destul de mult trafic încă și mă gândeam să upgradez această arteră, să o transform din practic 4 benzi, 2 dus, 2 întors, în 6. Până aici, cam așa, da, în rest e ok. Nu ar fi probleme, zic eu. Ok. Aici nu mai vreau să schimb lane-ul. De fapt, nu. Aici vreau să schimb lane-ul. Aici nu mai vreau să schimb lane-ul. Pentru că se aglomerează destul de... mult. Ok. Ia aici, ia să vedem cum stăm. Față. Bine, hai să zicem aici doar stânga. În față, în față și dreapta. Aici la fel doar stânga. Bun. Dar rest e ok. Ok, ok, ok. Vreau doar să pun pe pauză unde e aici. Așa, să... e time traffic, ok. Și aici la fel, bun, deci e în regulă. Ok, atunci dăm play în continuare. Văd că am câteva probleme cu livrarea de bunuri, not enough goods to sell, da, și de aceea tot off-camera am mai adăugat aici încă un cargo terminal pentru a ajunge mai multe bunuri, goods, ce au nevoie oamenii, magazine în general, că da, acestea au nevoie de goods, commercial building-urile. Ar trebui să fie în regulă, zic eu. Cam așa, da. Hai că pot să dezvolt și acest cartier aici. Da, așa. Mai punem câteva high density. Câteva blocuri. Aici. Hai să zic unul aici, unul aici, așa, și în rest tot commercial, dar low density, cam așa. 4, hai să pun
aici. Încă unul. Aici unul. Da. Cam așa. Și în rest la fel. De densitate mai mică. Ok. Cum stăm cu universitatea? Că nu mai țin minte. Aș mai avea nevoie de 100 de studenți. Ok. Pentru a putea trece la următorul nivel și cred că da, e nivelul, e levelul final. 5 stele este maxim. În momentul de față am 4 stele la acest campus. Bun, deci... Ok. Mă gândesc să plasez niște bus stations sau intercity bus terminal, acesta este intercity bus station, ok. Aș pune aici un terminal. Sau, hai să-l pun aici, în capăt. Iar aici... Intră? Nu intră. Ok. Atunci... Nici aici nu intră. Ba, aici cred că ar trebui să intre un... Exact. Perfect. Trebuie doar să ștergem copicei. Perfect. Hai să avem și o stație de autobuz care să aducă în zonă. Și aș mai vrea să mai pun... undeva pe aici. Niște... aceste stații de autobuz și să creez niște linii care să aducă oameni din anumite zone. Not enough goods. Da, nu sunt enough goods din cauza traficului, mai mult ca sigur. Care... e destul de... mă interesează. Ia, sunt curios. Da, e la 55%. Am aici zonele roșii. Ok, bun. Hai să pun stațiile, doar că... nu știu pe unde. Hai să pun aici o stație. Un bus station, ok. Intră așa, nu intră așa. Cred că doar așa intră. Da. Ok. O stație aici. voi pune... sau aș vrea să pun... da, cred că aici o să pun pe cealaltă. Așa, perfect. Un acolo, așa, bun. Am și la university. Hai să pun... un aici, dar de ce nu mă lasă? Ai acest elementary? A, nu e... child healthcare, ok. Păi dacă îl mut eu aici. Cred că nu ar fi nicio problemă. Ok.
Și am să mai pun încă unul aici, aș vrea să-l pun. Aici nu pot că e străduța, bine. O să înlătur străduța și atunci o să mă las să pun... Perfect. Acest station. Nice. Nu vreau asta, vreau asta. Perfect. Așa. Unde e cealaltă stație aici? Hai să pun... la fel. Așa. Perfect. Aici, în partea asta, la altă, cred că... Da, aici e ok. Sau ar trebui să fie ok. Yep. E în regulă. A, ăsta am văzut că nu are apă aici. Imediat o să aibă și apă. Cam așa. Da, ar trebui să fie ok. Să fie în regulă acum. Iar acum să creăm rutele. Cred că am 1, 2, 3, 4, 8 în total din ce văd, da. Deci aici, așa... O stație aici și una aici în capăt, iar mai apoi... A, și aici mai am o stație. N-ar fi o idee rea, dar momentan vreau... A, aici vreau clar să vin o stație. Iar după aceea înapoi, nice. Asta ar fi o linie. Aș vrea încă o linie să plece de data asta de la universitate și să meargă în sens invers, doar că... De fapt, nu o să includ și această zonă industrială. Ok. O stație aici. Una aici. Una aici și ultima... Hai că îl pun să termin exact aici la universitate. Să nu mai vină până în coa, iar acum de aici mai vreau încă o stație să se ducă direct în zona industrială. Aici și înapoi din nou. De fapt, da, hai înapoi și aici. Iar aici la fel. Mă gândesc să... creez aici o linie. Aici încă o stație. Sau nu, de fapt, hai să fac invers. Cred că da, e ok așa. Să pornesc de aici. De data aceasta. Să meargă la acest stop. Aici. În zona industrială din nou. Și înapoi să se încheie aici. Da, ar trebui să fie în regulă. Da, ar trebui să fie ok acum.
Pe acestea toate o să le fac... Stai să văd ce culori am, de fapt. Le voi face pe toate verzi și atunci voi ști... Verde nu am la autobuze. Voi ști că toate aceste linii sunt... fac parte, de fapt, din... Bun, așa. Fac parte din această, din aceste rute, de fapt, care au stopuri în aceste zone dedicate, practic, și cam atâta. Da. Avem foarte multe clădiri abandonate pentru că nu avem suficient goods. Și numărul lor va crește clar. Toate acestea cu roșu. A, nu, astea sunt altceva. Acestea. Mai degrabă. Aici mai e un building abandonat. Cam așa. Aici mai una de goods. Una abandonată. Not enough goods. A, cred că era asta. Din greșeală am șters o clădire care nu avea vreo problemă de genul. Not enough goods. Aici. Astea la fel. Pentru că știu că vor fi în viitor abandonate, deoarece au, cum am zis, această problemă, nu au suficiente goods-uri. Ok. Aici, cum stăm? Relativ ok-ish. Hai totuși să fac nici aici, să nu schimbe lane-ul. Și atunci... o voi lăsa aici. Să aibă acest schimb, să și-l facă în intersecție. Da, în rest e ok. To delete. To delete. Perfect. Așa o să fac și aici. Opa, am greșit. Nu, asta nu, asta nu, asta. Butoane greșite. Bun, aici e ok. Iar aici, Ctrl S. Nimeni nu schimbă lane-ul. You delete. Perfect. Acum ar trebui să fie în regulă, sper. Ok. Da, hai să zicem că ok. Vreau să văd, că mi-am adus aminte, numărul de autobuze. Deci, number of vehicles, 34, cam mult, 34, hai să pun... ...25, la linia 6, linia 7... ...15, văd totodată... ...linia 8, numărul de persoane care se află în stații, aici are, nu sunt multe... Hai să zic tot undeva la 15 maxim și ultima linie 9, tot 15. Da, acestea sunt autobuzele verzi de care ziceam. Așa știu și pot să fac diferența care sunt autobuzele
ce se deplasează doar în oraș și cele care au tranzit intercity, adică practic călătoresc mult mai mult. Cred că, da, aici suntem mult mai bine cu traficul în această intrare din, în oraș, de fapt, față de această intrare. Dar cred că ar trebui să fie în regulă pe viitor. Sper. Cum stăm cu... cimitirele? În partea asta e ok. Aici aș mai avea nevoie, sincer, de încă unul. Sau... De fapt, sunt deja 3, ar trebui să fie 900, 2, mai pe să golim, e aproape 3000, aici 500, perfect. Nu sunt chiar atât de pline. Ok. Tu de ce ești abandonat? Probabil la fel. Tu la fel, acum am văzut că a fost abandonat din cauza lipsei de goods, la fel. Ploaia asta. Weather, rain, 0, perfect. Nu vreau să fie așa, mai bine. Sau în, ba, așa e mult mai ok lumina din partea aceasta. Bun, perfect. Hai să văd layout-ul cum îl ajustez în partea asta. Se poate uni? Da, s-ar putea uni. Dar nu o voi face. Cam așa. Din simplu fapt, eu nu vreau să se creeze aici foarte multe ambuteiaje. O să am nevoie de path. La fel aici și... Hai să punem unul aici, așa. Aici vor fi zone comerciale, sorry. Și aici rezidențiale. Cam așa. Perfect. Cred că aș avea nevoie de office zones. Da. Hai totuși. Bine, nu asta e strada. Dar am oprit ploaia. No rain. Disable. Ah, aici, sorry. Perfect. Vreau să upgradez și... Sau nu. De fapt, voi face altceva. Doar că... Da, nu prea va fi posibil asta. Așa. Cred că cu... Ar trebui să fie ok, da. Aș vrea să creez și aici o intrare, doar un singur sens, invers, așa, perfect. Să intre camioanele și în această parte, ok, perfect. Să nu vină până în coadoar. Iar aici ce e? Intrare și ieșire, iar aici cred că e... Hai să facem doar ieșire. Da, perfect. Să intre pe aici. Sau, dacă nu pe aici, ar putea intra în această zonă, iar pe aici să iasă mai departe, să se ducă, da, mai departe.
În rest, da, cred că ar trebui să fie ok. Yep. Nu prea vreau să fie așa mulți pasageri aici. În acest... Intercity Bus Station. Adică sunt 2-3 pe aici, pe acolo, dar... cei mai mulți cred că se află în stațiile, da, acestea. Unde se află orașul, unde sunt oameni mai mult, da. E ok, bun. Cred că aici... voi veni așa și... vreau să creez... hopa, bine, e ok. Cam așa. Perfect. Aici voi veni cu un bulevard normal. Și... vreau să creez zone... nu comerciale, office zone-uri. În această parte, aici la fel, voi veni cu stradă normală în continuare. Și aici, cam așa, doar că... ar trebui să vin așa, cu străduța asta. Vreau să înlătur copăceii. Hai să fac brush-ul mai mare. Oh, perfect. Mult mai rapid. Iar aici o să fac doar office zone. Office zone, office zone. Aici la fel. Hai să fac aici commercial zone la fel. Și ar trebui să fie ok, zic eu. Iar aici mă gândeam. Hai să înlătură la fel copacii de aici. Perfect, să nu mă încurce. Așa. Să facem un practic mini cartier. Hai să fac și așa, aceasta să fie ultima străduță, cam până pe aici, zic eu. Așa. Așa, road guideline. Aș avea puțin acum nevoie de el. Totuși. Cam așa. Aici le voi uni. Opa. Am dat click dreapta. Din greșeală. Și aici așa. Perfect. Iar aici să crezi tot așa o zonă rezidențială, why not? Poate și ceva comercial, doar că nu aș vrea să mă extind mult cu zona comercială. Eu zic cam așa și în rest să fie zona rezidențială de fapt combinat iară. Aș vrea high density, cel puțin aici câteva clădiri să fie de high density. Mai punem un aici.
una aici, una așa și asta ar fi ultima, iar aici o să fie doar zone rezidențiale, dar low density, densitate mică. Așa și cam așa. Ar trebui să fie ok. Yep. E în regulă. A, aici ar fi... Cred că de folos un cimitir. Yep. Aici ar mai fi de folos un cimitir. O să pun în această zonă... Office. Cam așa. Aici au apă, da, au apă. E în regulă. Bun. Da. Din păcate, tot am această problemă cu livrarea de goods. Din câte văd. Am așa. Aici la fel. Yep, ar trebui să fie ok, așa zic eu. Mai am foarte puțin. Undeva la 2000 de locuitori fără 100, da, rămâne de văzut. Posibil data viitoare să trecem la penultimul, da, dacă nu mă știu, da, e penultimul milestone, obiectiv. Și... Da, după aceea aș mai avea unul singur. Și ar trebui să fie ok. Bun. Hai totuși să mai pun și aici un cimitir, pentru că e nevoie. Am și această problemă, pe lângă cea cu transportul de goods necesar. A, poate m-ar ajuta dacă aș plasa un depozit. Medium? Nu. Hai să pun un large warehouse. Bine, dar asta e cam prea mare, large. Să pun un depozit. Dar pe unde să-l pun eu? Ăsta large ar fi așa. Bun. O să-l pun, cred că aici. Așa. O să fac o străduță. O să mut ăsta aici. Perfect. Ar trebui să fie, cred că ok, intră aici, da. Intră la fix acest depozit. Doar că... Așa, înlăturăm copăcei și de pe străduță. Iar aici să pun commercial zone goods. Perfect. Poate m-ar ajuta. Da, cred că. Să am acest depozit și practic cu ajutorul trenului să se transporte în această zonă aceste goods-uri de care am nevoie, de care zonele comerciale au nevoie și să fie depozitate în acest warehouse, acest depozit, iar mai apoi camioanele să le preia și să le transporte mai departe. Da, cred că așa ar fi ok. Și problema ar trebui să se rezolve, zic eu,
rămâne de văzut asta pe viitor. Bun, eu cred că o să mă opresc aici cu acest episod și mai mult ca sigur data viitoare vom face și acest obiectiv. Da, clar, mai mult ca sigur. Dacă mai fac aici, extind puțin orașul și în această parte, mai pun aici câteva căsuțe să se construiască, voi avea numărul de oameni necesar, 75.000. Populația, momentan avem, da, 73.000 jumate, spre 74.000 se îndreaptă și totodată posibil, da, să atingă pragul și ultimul nivel la universitate, asta data viitoare, și să avem un campus de 5 stele. Acesta ar fi maximul. Bun, cum am zis, eu mă voi opri atunci aici, sper că ce am făcut va fi ok, o să văd cu acest depozit cum stă treaba pe parcurs, iar noi oricum ne auzim data viitoare. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și să-mi scrieți în secțiunea de comentarii dacă vă place această serie și vreți să vedeți în continuare mai multe episoade din Cities Skylines. Eu am fost Gravity și ne auzim data viitoare. Bye, guys!